și trebuie să, nu știu, adică trebuie să ține de noi, de jucători, ține mai mult să facem ceva decât doar de antrenori, pentru că antrenorii nu mai pot intra în teren. Ar fi fost bine dacă mai puteau intra în teren, pentru că noul nostru antrenor a fost un fotbalist foarte mare, știm cu toții și sperăm să avem rezultate bune, clar. Cum a fost vacanța pentru tine? Te-ai mai detașat puțin de fotbal? Și da, vorbeam mai devreme cu Costi. Ideea e că îmi place vacanța, primele zile mă bucur așa de vacanță, dar apoi trebuie să am puțin stres în viața mea, fără stres, nu știu, mă confrunt cu niște gânduri care nu prea îmi plac așa, probabil și le-am ascuns pe acolo când sunt conștient. Și în ultimele zile chiar îmi doream să reiau pregătirea, să intru, eu știu, în atmosfera de aici, colegi, antrenamente și să schimb puțin starea asta de relax așa. Pentru că pentru noi, ok, situația în clasament n-a fost o stare de, sau nu ne oferă o stare de relaxare și trebuie să fim, să avem puțin stres în noi. Dar, pe total, da, a fost bună vacanța. Cu forțe proaspete. Doresc să vă iau un video să vă urci el pe vremea când jucă la echipa națională, generația de aur. Da, bineînțeles, am crescut cu generația de aur, știam toți fotbaliștii de atunci, apoi știam pe dumneavoastră din de când antrenare, știu, la Timișoara, sau mai am în cap așa niște amintiri și da, am crezut că mai are nevoie de nicio prezentare ca și antrenor, clar, și că a fost jucător foarte mare. Sper, și pentru acest club, nu a fost un sau se confundă cu istoria și club, sperăm să avem rezultate bune. Conducerea e foarte supărată pe Eugenia Goie. Tu cum vezi toată situația asta? Da, mai vreau să intru în astfel de discuții, adică aș putea să înțeleg amândouă părțile, nu știu. Știu ca jucător, dacă vrei să te ai echipă mai mare, ar fi plecat așa, nu te mai interesează de pe echipa la care ești și în același timp și oamenii care sunt aici și au făcut niște sacrificii, îți deranjează și ei pentru că probabil făceau sacrificii în ideea de a continua domnul Neagului. Așa a fost situația. Acum sperăm să fie de bun augur pentru ambele părți, nu? Pentru că eu personal am o relație foarte bună cu domnul Neagului, mă știam de foarte mult timp de la echipa națională, a fost secundul domnului Pițuc în multă vreme și am avut o relație foarte, foarte bună. Mama mi-a și spus că o să plece, când a fost atunci să plece la Craiova, în zilele alea. Și am înțeles, pot să înțeleg ambele părți. Și pe domnul lui că a plecat, că a sperat la mai bine și conducătorii noștri, normal, că sunt supărați. Ai fost și tu supărat după ultimul meci cu Sepsi, la interviuri? Da, am o problemă așa, că am pierd controlul la interviuri și în timpul meciului, cred că trebuie să fiu mai cald, pentru că în timpul meciului trebuie mai mult să fii cald, să iei deciziile bune. Când te aștept să te enervezi și după meci la fel. Eram supărat toată lumea la modul și arbitru, nu eram supărat că am târziat de multe ori jocul. Dar acum am calmat, am scos, am avut timp să scot stresul în vacanță. Mi-a de spus că trebuie să jucați altfel mai cu curaj. Asta ar fi ideea pentru ce a rămas acum? Acum clar o să avem probabil un alt stil de a juca, o să ne adaptăm la alte cerințe tactice, e și normal când se schimbă antrenorul. Atunci cred că aveam o problemă în meciurile în deplasare. Mi se părea că în deplasare, nu știu, jucam foarte slab în deplasare, nu aveam încredere în noi, eu știu, mai mult defensiv jucam în deplasare, aveam teama asta de a pierde ceva, dar nu știu ce. Și meciurile de acasă cred că am arătat bine, adică am niște meciuri, mai ales echipele bune, în care am arătat foarte bine. Acum trebuie să schimbăm, să adunăm puncte. Adică mi se pare că la noi s-a repetat treaba asta. Am început cu Lingard și ziceam, mamă, ce bine jucăm, bam, 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 dar n-aveam puncte deloc. Apoi când a venit domnul Neagoie, am acumulat niște puncte, am urcat în clasament, apoi în ultimul timp iar toată lumea a vorbit bine de noi, dar nu strângeam puncte. Clar, cel mai important este să strângi puncte, pentru că doar asta contează, doar rezultat. Și sperăm să le strângem, sunt motivați. Strângem puncte și nu mă gândesc că am putea retrograda la finalul sezonului. Ați încheiat anul și cu tine, capitan? Da, cred că am mai vorbit despre asta la un interviu. Ideea e că îmi se pare că Banderola nu schimbă cu nimic evoluția unui jucător. Adică dacă sunt capitan acum, nu cred că sunt mai bun pentru că sunt capitan. Sau e Romario că a fost capitan. Nu cred că îl face să fie un jucător mai,
mai bun, într-adevăr, ca și capitan, cumva conduita ta trebuie să fie diferită față de cea a celorlalți jucători, trebuie să te prezint la program mai devreme, să nu ai ieșire, știu, uite, am avut o ieșire cu arbitru sau așa, un capitan ar trebui să fie mai calm, eu n-am fost calm așa în carieră, dar cred că trebuie să fim capitan prin ceea ce arătăm pe teren. Cum te prezinti la meci, dacă joci bine, pentru mine e cel mai bun